Domeniul boieresc al familiei fruntașilor liberali Brătianu, compus din mai multe imobile situate în mijlocul unui parc, a fost generic denumit Vila Florica și adăpostește în prezent un centru cultural. Conacul a fost retrocedat în anul 2013 moștenitorilor brătienilor, însă valoarea istorică a acestui lăcaș este atât de mare, încât statul a acceptat ca în preajma centenarului Marii Uniri să îl restituie patrimoniului național, prin achiziționarea de la actualii proprietari. Gestul, încărcat de o mare valoare simbolică, este un semn de omagiu adus celei mai importante familii de oameni politici români, cei care au avut o contribuție semnificativă la crearea României moderne, a dobândirii independenței de stat și la realizarea Marii Uniri de la 1918. La dezbateri, punctele de vedere ale majorității deputaților au fost de această dată într-o armonie perfectă, pe care ne-am dorit să o vedem afișată și la alte acte normative care privesc interesul național. Ansamblul conacului Brătianu Florica reprezintă indiscutabil un bun de patrimoniu național, având o valoare inestimabilă pentru istoria și cultura neamului românesc. În Vila Florica, clasificată drept monument istoric clasa A, își desfășoară activitatea Centrul de Cultură Brătianu, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Argeș. Achiziționarea Vilei Florica de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, în vederea păstrării sale în patrimoniul național, este imperios necesară. Trecând peste orice fel de orgolii politice, trebuie să aprobăm acest demers, deoarece conacul Brătianu Florica nu este extrem de important numai pentru județul Argeș sau numai pentru Partidul Național Liberal, ci pentru întreaga națiune română. La sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, familia Brătianu a fost cea care, după o formare la Paris, a adus ideile Revoluției franceze, a preluat ideile secolului națiunilor, secolului luminii și le-a adus în România, împreună cu familia Golescu, o altă familie argeșană, pe care mulți dintre dumneavoastră sunt convinsă al cărui aport pentru istoria și cultura României îl cunoașteți, aceste două familii au reușit să contribuie în mod direct la făurirea statului unitar, modern, la România modernă. Achiziția se putea face de mult. Este o clădire de patrimoniu național cu o valoare istorică inestimabilă. Evident, e necesar ca statul să-și exercite dreptul de a o cumpăra. De altfel, stă în puterea Ministerului ca, fără această lege, să procedeze la achiziția de cuvință. În momentul acesta, eu îmi păstrez opinia exprimată în comisie, într-un fel sau altul, transmitem mesaj celor care vând, moștenitorilor, că trebuie să țină la preț. E un demers de salutat. Ceea ce ne-ar interesa însă ar fi dacă Ministerul Culturii dispune de un inventar al unor astfel de imobile, monumente de clasă A din România în general, care sunt într-o situație precară și pentru care numai o investiție a statului, o achiziție și pe urmă investiție a statului le-ar salva de rechinii imobiliari care de-abia așteaptă ca acestea să decadă fizic pentru a fi demolate și a face loc unor blocuri superbe, cum este cazul, desigur, mai ales în capitala României, în București. Și nu numai. M-am născut și am crescut în Ștefănești Argeș, foarte, foarte aproape de Vila Florica. Și am văzut cum, înainte de Revoluție, acolo era un loc pentru foștii nomenclaturiști, apoi un loc pentru noi nomenclaturiști, apoi au urmat niște ani de bâlbâieli, așa cum spuneau și colegii mei. Și este un lucru foarte bun că Ministerul Culturii dorește să cumpere și să redea românilor acest obiect de patrimoniu, această clădire de patrimoniu, un simbol al istoriei noastre. Și profit de acest moment, colegi, să vă spun câteva vorbe ale lui Ion I.C. Brătianu, câteva vorbe pe care ar trebui să le ținem minte de fiecare dată când venim aici la servici. Cei mai mulți își închipuie că politica e un fel de distracție cu foloase și onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în mâna ta viața și viitorul țării tale. La votul final, proiectul de lege privind achiziționarea de către stat a domeniului Vilei Florica a trecut cu unanimitate de voturi și, ținând seama că în acest caz deputații au rolul decizional, legea va merge spre promulgare la președintele României, Klaus Iohannis.